Populația României se împuținează de la an la an, nu mai este o noutate pentru nimeni, nici județul Neamț nu face excepție de la regulă. La conferința de presă a Spitalului Municipal de Urgență Roman de miercuri 5 octombrie, conducerea unității sanitare a venit și cu o serie de date statistice referitoare la indicatorii demografici. Romanul stă însă ceva mai bine decât municipiul reședință de județ ca număr de nou născuți. Cert este că atât la Roman cât și la Piatra Neamț, sporul demografic este negativ. Din nou ceva mai bun la Roman față de capitala județului. Mai avem să vă prezentăm și situația unor indicatori demografici de morbiditate înregistrat pe teritoriul județului Neamț în perioada 1 ianuarie 31 august 2016, tot la solicitarea dumneavoastră. În primul rând o să vă prezentăm numărul nou născuților vii, care pentru zona Roman a fost de 1025 și întotdeauna noi avem obiceiul să comparăm cu Piatra Neamț, care este un spital de aceeași grad ca și Spitalul Roman. Aici s-au înregistrat 806 nou născuți vii, deci ceea ce înseamnă că natalitatea pe zona Romanului este mai bună, de 8,1% față de Piatra Neamț cu 6,7%. Sporul populației, deși negativ, minus 206, este mai bun decât în zona Piatra Neamț de minus 387. În România, rata mortalității era în 2011 de circa 2000 de decese la 100.000 de locuitori, pe penultimul loc în Uniunea Europeană, fiind depășită doar de Bulgaria. Conform datelor de la Biroul de Stare Civilă din Roman, în anul 2015 s-au înregistrat 870 de decese, populația Romanului fiind de 70.000 de locuitori. Procentul de mortalitate este pentru anul trecut de peste 1% în raport cu populația municipiului. În primele 9 luni ale anului 2016 au încheiat socotelile cu viața 602 romașcani, adică 0,86% din populația municipiului.